Cuvântul scris așa are două sensuri, și pentru fiecare dintre ele și-a dezvoltat o pronunțare separată. Primul sens este în partea aceasta, în partea dinspre vorbitor. Cu acest sens se pronunță din coace, cu accentul pe prima silabă, din coace. Vom pronunța așadar corect vino din coace sau din coace este mai cald, adică în partea aceasta unde mă aflu eu, vorbitorul. Al doilea sens este din această parte și cu acest sens se pronunță din coace, cu accentul pe a doua silabă, din coace. Cu această pronunție îl folosim în propoziții precum uraganul vine din coace, din spre vest și eventual arăt cu mâna de unde vine. Cu această accentuare îl putem folosi și ca adjectiv, cu sensul de mai recent. De exemplu, în vremurile dincoace, amenințările globale s-au înmulțit pe planeta noastră, adică în vremurile recente, în ultimii ani. Despre perechile lor, dincolo și dincolo, într-un film următor. Învață limba română online pe meditațiaromână.ro.